Moarte învăluită în mister la Târgoviște. Un om de afaceri de 39 de ani din Moreni și-a pus capăt zilelor într-o cameră de hotel. În urmă cu o lună, bărbatul a plecat de acasă și nimeni nu i-a mai putut da de urmă. Înainte să recurgă la gestul extrem, bărbatul a scris un bilet de adio în care își cere scuze pentru că a vândut o firmă. Ar fi avut probleme în afaceri, spun cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar familia se pregătește acum de mormântare. Avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Răzvan era cunoscut ca un om de afaceri prosper. Locuia alături de părinți, iar rudele spun că era o persoană echilibrată și responsabilă. În urmă cu o lună, însă, bărbatul a plecat de acasă și de atunci a refuzat să răspundă la telefon. A locuit câteva zile în casa iubitei, apoi s-a refugiat într-un hotel din Târgoviște. Nimeni n-a prevestit însă sfârșitul sumbru al bărbatului. L-ați mai văzut în ultima perioadă pe acasă? Nu, nu. N-a mai venit de ceva vreme pe acasă? Nu. A avut o relație cu o fată, dar nu, cum să zic eu, nu cred că erau motive de genul ăsta să... Adică nu cred că a fost vreo decepție. Descoperirea șocantă a fost făcută de un angajat al hotelului. Omul l-a găsit pe Răzvan fără suflare, pe podeaua din baie. Anchetatorii merg pe varianta sinuciderii, mai ales că înainte de a recurge la gestul extrem, bărbatul le-a trimis părinților un mesaj prin care le-a spus că îi iubește. Cine poate să știe? Deocamdată nu știm nimica până nu vine rezultatul. I-a avut probleme cu... Nu știm, nu știm, că aici că e... De o săptămână e plecat, adică e în Târgoviște și nu știe nimic. Un băiat foarte bun, foarte, foarte bun, cu minte, respectos și toate calitățile bunelele. Ar fi avut probleme în afaceri. Cel puțin asta este concluzia anchetatorilor după ce în camera de hotel au găsit un bilet de adio în care bărbatul își cerea scuze pentru că a vândut o firmă. Polițiștii fac acum cercetări și încearcă să stabilească ce l-a împins pe bărbat să recurgă la gestul extrem.